Vă prezint astăzi o, să zicem, aș spune, numi o poate o inițiativă a administrației publice locale, având în vedere faptul că, așa cum știți și dumneavoastră și putem vedea, de la sfârșitul lunii mai, operatorul de salubritate nu mai preia materialul vegetal de pe raza municipiului Roman. De aceea, în această perioadă de timp, el, materialul vegetal a rămas la limita proprietății. Vorbim aici de spațiile individuale, proprietățile individuale sau la condomenii, în asociații, pe spațiile în care se aduna în perioada anterioară. Și, bineînțeles, acest lucru nu poate continua așa și de aceea am decis ca administrația locală, primăria municipiului Roman, să rezolve această problemă și să preia gratuit aceste materiale vegetale. Așa cum știți, anunțul transmis de operatorul de salubritate prevedea ca această preluare să se facă contra cost, dar ținând cont de faptul că nu de mult au fost majorări în ceea ce înseamnă tarifele la partea de salubritate, un astfel de cost ar fi venit să împovăreze și mai mult atât partea din asociațiile de locatari cu precădere, dar bineînțeles și cea din locuințele individuale sau companii. De aceea, împreună cu Direcția de Servicii Edilitare, am avut discuții pentru a putea organiza o astfel de activitate pe raza întregului municipiu și mă bucur că am avut sprijin și pot astfel să demarăm această activitate în municipiul Roman. Ea va avea, sigur, două componente. Vorbim aici de partea de preluare din asociațiile de proprietari și totodată din spațiile din partea individuală a municipiului Roman, locuințele individuale. Pentru zona de asociații vom stabili foarte clar împreună cu președinții Comitetul de Asociație locul de preluare. Va fi bornat și individualizat, va fi diferit de cel de preluare al deșeului menajer și reciclabil, adică nu va fi pe platforma de gunoi, el va fi, așa cum am spus, individualizat, iar din acel loc vom veni și vom ridica materialul vegetal la cererea administrației respective. Această preluare, încă o dată, se va face gratuit prin resursele primăriei municipiului Roman, resurse care înseamnă atât parte materială, cât și în special parte umană și infrastructură. Vă dați seama că despre asta vorbim. În zonele de locuințe individuale, acest program de preluare vom încerca să-l menținem programul săptămânal, așa cum a fost și până acum, adică a doua zi după ridicarea deșeului menajer. Deja ne pregătim și o să putem, cred că, să prezentăm și modul în care îl vom prelua într-un scurt clip și acest deșeu va fi preluat de la fiecare poartă, așa cum am zis, a doua zi după deșeul menajer, încercând să menținem preluarea săptămânală a materialului vegetal. Sunt clar perioade în an când e nevoie chiar de o trecere poate mai deasă, dar noi în acest moment încercăm să rezolvăm o problemă cu care ne confruntăm și să depășim acest moment. Sigur, există și varianta în care un proprietar sau o asociație poate depune acest material voluntar la stația de sortare de pe strada Plopilor, lângă Cersanit. Deci opțiunea este de a-l transporta cu surse proprii oricine din municipiul Roman. Dar, bineînțeles, este cheltuiala de transport a respectivei persoane sau companii care poate face acest lucru.
Noi, în schimb, ne dorim să rezolvăm problema în întreg orașul pentru cei care nu au această posibilitate și să nu rămână în, să creeze o imagine urâtă și de dezordine în municipiul Roman. Cred că, sigur, și o să apelez la atât la înțelegerea cât și deschiderea întregii comunități pentru a putea să facem o astfel de activitate și de a ne coordona, atât de a anunța și de a colecta, exact așa cum am stabilit în asociații, în locurile stabilite, cât și să putem să ne menținem un orar de colectare săptămânal în celelalte zone. De aceea o să facem aceste comunicări, vom stabili împreună cu asociațiile modul de lucru și vom prezenta și lor exact cum va decurge această activitate pentru a ști fiecare ce are de făcut și în cel mai scurt timp să putem să reglementăm situația care a apărut la nivelul întregului municipiu. Așadar, cred eu că acest lucru este foarte important de știut, că se face cu Primăria Municipiului Roman, că este resursă alocată de Primăria Municipiului Roman și prin Direcția de Servicii Edilitare, căreia vreau să-i mulțumesc oamenilor de acolo că s-au implicat și au venit cu soluții, lucru pe care îl fac și în înfrumusețarea și întreținerea spațiilor verzi din Municipiul Roman, așa cum știți, prin compartimentul de sere din cadrul Direcției de Servicii Edilitare, se realizează întreg materialul de răsaduri din municipiul Roman și în acest an am trecut de prima etapă, de primul sezon în care peste 200 de răsaduri în prima etapă, panseluțe, lalele și alte flori de primăvară au fost plantate în tot municipiul, toate instituțiile publice au fost sprijinite și au primit răsaduri pentru a-și amenaja curțile. În acest moment sunt în implementare răsadurile din al doilea sezon, e vorba de circa 150.000 de fire, petunii, begonii, mușcate, care sunt la fel înlocuite în tot orașul, tot cu ajutorul compartimentului de spații verzi și sere din municipiul Roman. De aceea și pentru acest lucru le mulțumesc și dacă alte municipii alocă resursă importantă financiar pentru a realiza aceste lucruri, iată că noi putem să le facem și facem acest efort și îl facem cu plăcere și cred că se și vede în oraș un aspect îngrijit și plăcut și le mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care îl acordă în întreținerea și în modul în care arată spațiile verzi din municipiul Roman. Acest lucru am vrut să vi-l transmit și totodată să vă anunț că mâine la ora 12 deschidem sezonul estival în ștrandul municipal, dar încă o dată fac precizarea, programul este de la ora 9 pentru ștrand, este deschis la ora 9, iar mâine intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să se relaxeze. Vă mulțumesc! Aveți niște calcule făcute care ar fi costurile pentru a acoperi acest serviciu? În momentul de față, cea mai importantă parte sau cea mai importantă resursă este cea umană și a infrastructurii. Deja partea de cheltuială ar fi suplimentarea la partea de combustibil, dar aici cred că o putem gestiona, să ne încadrăm cu reduceri din alte părți. Aici va fi cel mai dificil, având în vedere că sunt blocate și angajările și va trebui să reorganizăm activitățile interne, dar prioritate are colectarea acestui material din tot orașul, mai ales că ați văzut de peste 3 săptămâni, el este, se află tot pe carosabil sau pe trotuar și va trebui să intervenim urgent. Ne-am programat ca intervențiile să se facă începând cu data de luni, cele programate, așa cum am zis, pentru că până atunci zilele acestea ne suntem într-un așa zis rodaj, să spunem, discuții cu reprezentanții asociațiilor și cu organizarea internă. Bun, dar
N-ați spus încă zile stabilite, ați spus că de luni, dar nu rămân... Pentru partea de asociațiile vor suna la telefonul operatorului de la noi care va prelua solicitarea, iar a doua zi vor merge în teren și vor ridica la solicitarea asociațiilor de locatari. În fiecare asociație, cu număr pe plăcuță, va fi bornat locul în care se va depune materialul vegetal și doar de acolo se va ridica, nu din alt loc. O platformă, o zonă în care de acolo se va ridica. Nici până acum nu era ceva amenajat, doar că trebuie să fie diferit de spațiul în care se colectează deșeul menajer sau reciclabil, întrucât va încurca accesul la acea platformă. El poate fi pe trotuar sau pe un colț dintr-un spațiu, dar trebuie să fie identificat și asumat de către asociația de proprietari. Dincolo, încercând să menținem, așa cum am spus, ca ritm săptămânal, a doua zi după preluarea materialului deșeului menajer. Cum a motivat societatea Lăsalu acest refuz de a mai colecta gratuit aceste deșeuri? Că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, oamenilor de la bloc, ce deșeuri vegetale le pot fi ridicate atât de... Au fost, neavând un tarif pentru acest serviciu, fac o cheltuială care în momentul de față nu mai pot să o asigure. Mai doar deșeurile de pe groapa noastră de la... Poftiți? Ei mai duc deșeurile de pe groapa, cum e denumită, da. Draca, la Giro? Da. Da. Ok. Și te rog. Nu, te rog. Să trec de legătura, nu. Ah, ok. Unde vor fi duse aceste deșeuri? Pe platforma, ele vor fi transportate pe acest depozit, stație de sortare din zona Cersanit, în spate la Cersanit, pe arteră, unde este stația de sortare. Ele pot fi preluate, așa cum ați văzut și anunțul este deja făcut în acest sens, și contra cost de către orice doritor. Ei puteau să-l ducă, dar doar contra cost. Nu mai puteau să asigure preluarea și gestionarea la nivelul orașului. Aici a fost problema. Iar noi ne-am asumat acest lucru să-l preluăm, să-l putem transfera noi pe cheltuiala primăriei pentru a nu mai transfera tot în sarcina oamenilor, cetățenilor, un nou tarif, un nou cost, având în vedere, așa cum am spus, că deja tariful pentru preluarea deșeului, atât menajer cât și reciclabil, a crescut anul trecut. Suplimentar, nu suntem, bineînțeles, la sediul de partid, dar nu pot să nu remarc faptul că domnul viceprimar a spus într-o conferință recentă, susținută de dumneavoastră și de domnul deputat Iulian Bulai, că multe dintre proiectele echipei sale pune la primăria Roman nu ajung pe masa consilierilor pentru că ori sunt asumate de altcineva după, ori nu se vrea. Adică nu știu exact la ce se referă. Sunt solicitări care, așa cum ați văzut, au intrat în Consiliul Local. Din păcate, multe dintre ele au vicii de procedură, multe dintre ele sunt retransmise inițiatorului cu anumite clarificări și cu solicitarea de a ne transmite dacă rămân în forma prezentată, forma care poate avea un aviz negativ din punct de vedere al legalității, și atunci sigur că nu toate intră în același timp sau în acel moment în plen. Deja sunt, dacă nu mă înșel, cel puțin două sau trei inițiative la care s-a solicitat clarificare, pentru că în forma în care a fost prezentat se referea la o lege veche abrogată, la anumite acte normative care nu sunt incidente, și atunci evident că ar fi primit din start un astfel de aviz de nelegalitate. Și atunci în forma asta, iar ați văzut că au fost și inițiative care au trecut de Consiliul Local, care au fost și din partea grupului USR și din partea grupului PSD, care au fost promovate. Am înțeles, dar există cineva în primărie din aparat care să ajute la întocmirea acestor documentații? Ele nu au avut o solicitare preliminară, deci da. Nu a venit cineva să ne spună: domnule, eu vreau să fac un proiect de hotărâre de tipul, haideți să ne așezăm la masă să-l construim. Nu, am primit doar o solicitare și un document, adică referatul de aprobare, un proiect de hotărâre care în forma în care ni s-a transmis nu îndeplinește aceste rigori.
se transmite înapoi cu obiecțiunile făcute și se merge în următoarea etapă. Ce așa. Aceste proiecte? Care nu sunt diverse și partea de taxe și impozite locale și zonă administrativă, așa cum ați văzut, am avut cel cu câinile și, câinii și pisicile, care la fel a avut niște vicii de procedură și am venit ulterior, într-adevăr, dar am venit cu un proiect total modificat pentru că a fost solicitat să intre în felul acela. De principiu, considerăm că e binevenit un proiect care să reglementeze o astfel de situație, dar trebuie să și îndeplinească toate criteriile de legalitate și să poată fi funcționat, pentru că el nu a fost funcțional și a trebuit revizuit. Dar care erau obiceiurile acolo, la sterilizarea? Păi era vorba de câini și pisici. Era vorba de un regulament care trebuia să urmeze anumiți pași reglementat, modul cum se desfășoară acel proiect. Deci erau mai multe lucruri. Cadrul legal care trebuia aplicat. Ați văzut că e cu totul altă discuție. Și de când a fost aplicat acest proiect? Păi urmează să-și primească bugetul, pentru că ați văzut că acolo era clar o alocare bugetară în momentul de față. Nu numai că nu am alocat buget, ci am fost nevoit să reducem deja o parte importantă din buget, urmează să mai facem o astfel de ajustare până la procentul de 10%, pentru că asta a fost stabilit prin ordonanță de guvern și după aceea vom vedea cum se vor așeza toate celelalte cheltuieli la nivelul administrației publice locale. Vedeți că apar și alte lucruri neprevăzute, cum este această alocare suplimentară de resursă și atunci trebuie să regândim și să realocăm, dar vor demara și celelalte proiecte care le-am stabilit. Privind aceste alocări bugetare, aceste economii pe care administrația locală trebuie cum să le facă în contextul ordonanței austerității, am văzut că la direcția principal locată ați tăiat dintr-o parte 140.000, dar ați alocat aceeași sumă într-o altă zonă. Într-un alt trimestru au fost reduși din zona de cheltuieli de funcționare și au fost alocați la cheltuieli de personal, unde nu aveam suma alocată și atunci le-am lăsat suma în bugetul direcției, nu am mai luat. Oricum va trebui să mai completăm și la cheltuielile de personal. Asta a fost. Bine, plăcere. Evident că trebuie să revin la povestea cu Rosalu, că e undeva ceva nu e clar și câteodată am așa senzația că acceptăm ca fiind absolut natural niște condiții pe care ne le bagă pe gât societățile ale căror să încearcă să beneficieze mușca. Nu știu la ce vă referiți, hai să vedem. Câțiva ani, Rosalu a venit și a făcut scandal în Consiliul Local că arderea deșeurilor în propriile de curți trebuie să devină ilegală, interzisă și cum să-și facă abonamentul la Rosalu pentru aceste deșeuri vegetale. Da, dar nu din cauza, hai să clarificăm, este un act normativ care intră sub incidența monitorizării ISU, adică Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Nu au fost forțați să-și facă un abonament de curăsalul, vorbim de ceea ce vă spun acum. Arderea materialului vegetal este interzisă. Da, datorită diverselor incendii care au avut loc atât în zonele individuale, cât și în zonele de miriști și în alt astfel de loc. A apărut un act normativ care interzice acest lucru. Dar nu are legătură o parte cu cealaltă. Operatorul are prin contract delegarea unui serviciu public de preluare a deșeului municipal, că este menajer sau reciclabil. E altă discuție. Evident că parte din materialul vegetal care anterior era ars, acum trebuie preluat, pentru că nu mai ai voie să faci acest lucru. Dar, bineînțeles, nu este hotărârea operatorului. Iar acest material vegetal nu face parte din contractul de delegare. Deci, acum când operatorul, da, pe zi, nu îi spune Rosal, operatorul vine și spune eu nu-mi permit să susțin un serviciu pe nu-și mai permite. De asta exist să fac serviciul ăsta, nu-mi permit să-l susțin, de aceea fie vă taxez mai mult, fie dacă nu vă convine, duceți-vă singur cu noi la groapă. Deci cam asta ar fi. Un ultimatum pe care... Asta este ceea ce poate susține în acest moment. Este un operator privat și până la urmă... Nu un operator privat care să susține și treaba asta decât să îi încumpărăm vă rămașcani cu cheltuiala... Păi nu să... Nu ați înțeles. Un operator privat ar face tot contracost. Deci ar fi un serviciu tot contracost pe care l-ar...
Se poate discuta, adică noi putem să discutăm aspectul de preluare de către un alt terț a acestui material, dar înseamnă tot costuri. Da? Noi acum facem acest lucru cu costuri minime, adică cu personalul din cadrul primăriei municipiului Roman, direcția de servicii edilitare, cu infrastructură, mașini și utilaje care le avem noi în cadrul primăriei, tocmai pentru a nu impune un alt tarif suplimentar și pentru acest lucru. În afară de ridicarea domnului menajer, ce se ocupă Rosalul? Asta e principala activitate, nu numai manager, și cel de care se reciclează conform... verificată și verificabilă și demonstrabilă oricum. Absolut, da, sigur că da. Pentru că primim din ce în ce mai multe întrebări de genul, bă, îi plătim degeaba? Orașul nu este curat. Bun, aici nu aș vrea să... Poate nu este perfect, totul e perfectibil, dar... Acum să merg în zona cealaltă, semnalele pe care eu le am, nu știu dumneavoastră, vezi dumneavoastră, sunt că este într-o zonă rezonabilă, adică bună partea de colectare din Roman, la fel cu și partea de curățenie. Sigur, sunt zone în care se depune necontrolat, în care apar anumiți factori perturbatori și așa este. Și din rampele de gunoi apar persoane care forțează rampa, scot gunoiul de acolo sau îl lasă prin anumite locuri. Acest lucru se poate întâmpla oricând. Dar partea de gestionare, de monitorizare, se face atât prin intermediul asociației de locatari responsabile, care monitorizează și solicită intervenția operatorului ori de câte ori este nevoie în zona rampei de deșeuri. Programul care este în zona de preluare individuală este deja stabilit și este respectat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu, nu am sesizări să fie. Într-adevăr, sunt anumite lucruri care țin de colectare selectivă. De exemplu, cine cultură străzile? Ah, dar aici este un alt serviciu. Este serviciu de curățenie. Nu are legătură cu serviciu de colectare deșeuri. Este partea de întreținere, de măturat trotuare și străzi, da. Ok. Și fac treaba asta? Sigur că da. Verificabilă? E verificabilă, sigur că. În acte? Da, normal. Sunt persoane responsabile care verifică, absolut. Fiecare stradă are stabilită lungime, are stabilită cadența cu care se intervine, la fel ca și în perioada de iarnă, când trotuarele sunt curățate tot de către operator, cu prioritățile pe care vi le-am spus și atunci, în funcție de nivelul de intervenție, și e făcut de operator și monitorizat și verificat și contrasemnat de către cei care sunt responsabili. Ca să concluzionez, că nu vreau să țin nimic o colegi, rămâne varianta finală cea în care fie acceptat serviciul, fie dacă nu ne convine, luăm sacii în spate. La ce vă referiți? La povestea cu deșeul de menajer, cu vegetal. Nu, există varianta pe care tocmai ce am prezentat-o acum. Deci primăria Roman va veni și va ridica de la asociație. La fel, ne facem singuri, la ce vă referiți? Primăria. Păi nu vă face singur, o face primăria. Impactul va fi, adică omul nu va plăti niciun leu suplimentar pentru acest serviciu, va depune la fel ca și până acum materialul vegetal și va fi preluat la fel, doar că va fi preluat de către primăria municipiului Roman. Și ultima întrebare. Acum nu vreau să fiu la răutăcios, dar și eu îmi pun aceeași întrebări pe care și le pune toată lumea, și anume, care va fi următorul serviciu care va fi suprataxat și o să fiți nevoiți să-l preluați? Nu vorbim din serviciu suprataxat acum, ca să înțelegem. Serviciile publice de utilități publice sunt cele reglementate de către ANRSC, sunt cele de care v-am vorbit, care sunt preluate prin contract de delegare și care au un mecanism de ajustare a prețului. Vorbim de ajustare în sensul majorării, cam de fiecare dată. În acest sens, după parcurgerea procedurilor, oricând din partea unui operator, că este el APASERF sau este el furnizorul de cel care face servicii de salubritate, ne putem aștepta cu o solicitare de ajustare de preț. Asta este altceva. Noi aici vorbim de ceva care nu este tarifat acum. Da? Și care ar putea intra, dacă nu facem acest demers, dacă nu m-aș fi implicat sau n-am fi venit cu acest lucru, ar fi intrat ca un cost, un alt tarif suplimentar pentru populație. Dar care acum, în acest moment, nu l-are. Mulțumesc. Mulțumesc și eu și o zi bună tuturor.